Un muzeu dedicat civilizației dacice va fi construit în Orăștie, în centrul istoric al localității, după reabilitarea clădirii unde în trecut a funcționat vechiul spital al municipiului. Investiția realizată în parteneriat de Consiliul Județean Hunedoara și Primăria Municipiului Orăștie beneficiază de finanțare europeană de peste 10 milioane de lei, iar lucrările efective ar putea începe chiar în cursul acestei luni. Avem în derulare și noi suntem beneficiari la Orăștie pe ceea ce înseamnă Muzeul al Civilizației Dacice, acolo unde avem un parteneriat cu Primăria Municipiului Orăștie. Acolo undeva prin luna iulie au fost scoase la licitație lucrările pentru execuția PT-ului și în momentul de față suntem într-o analiză tehnică a ofertanților, avem doi ofertanți acolo, fie ca cel mai bun să câștige și undeva în luna octombrie-noiembrie acestui an să putem să emitem ordinul de începere a lucrărilor, pentru că acolo vorbim de vechiul spital vechi, să spun așa, din Orăștie, o locație în care și iarna se poate lucra pe interior, motiv pentru care noi ne dorim foarte mult încă din acest an să începem lucrările acolo. Potrivit proiectului, sectorul rezervat civilizației dacice va funcționa la parterul clădirii, secția de etnografie și folclor la etajul 1, iar spațiile dedicate pentru carte și icoană veche și respectiv documente și cercetare pentru Comitetul UNESCO și Consiliul Științific al Monumentului Sarmisegetu Zaregea vor fi amenajate la nivelul al doilea al imobilului.